foarte fericită deoarece după o lungă așteptare de aproximativ o lună de zile în precomandă mi-a sosit coletul cu noua mea agendă pe anul 2017. Agenda mea este de la Me and My Big Ideas. Am văzut această agendă pe canalul Belindei, una dintre youtuberițele mele favorite din America, care face clipuri cu și despre agendă. Am văzut-o la ea pe canal și mi s-a părut foarte, foarte interesantă și am spus trebuie neapărat să o cumpăr și eu pentru anul 2017. Așa că la începutul lunii octombrie am intrat pe site-ul celor din America, de la Me and My Big Ideas, și am cercetat cum stau lucrurile și ce prețuri sunt, pentru că nu știam. Așa că am văzut că transportul spre Europa este foarte scump și nici măcar nu trimit în România și m-am pus să caut un site de aici din Europa, așa că am găsit un site aici în Olanda, numele lui este scrobi.nl. Nu sunt aici să vând sau să fac reclamă acestui site, nu am nici cea mai mică legătură cu ei, doar ce am găsit, am plătit totul din buzunarul meu, dar cu siguranță voi fi întrebată de unde anume am cumpărat această agendă și ca să nu mai răspund de 100 de ori, pentru că nu văd rostul, am spus să vă spun ce site și cât costă. Site-ul, v-am spus, îl veți avea în bara de descrieri, scrobi.nl, iar prețurile voi avea grijă ca la editat să pun numele complet și prețul. Inițial m-am uitat la agendele simple, dar apoi am văzut că există și kituri și am găsit un kit fenomenal, îl veți vedea imediat pentru că voi deschide împreună cu voi această cutie. Nu am desfăcut-o, sunt și eu la fel de curioasă cum sunteți și voi și haideți să deschidem împreună acest colet pentru că sunt foarte, foarte curioasă. În afară de agendă, mi-am cumpărat câteva cartoane cu motive inspiraționale și motivaționale, câteva cartoane simple pentru a decora agenda, mi-am cumpărat coperți. Haideți să încep mai întâi cu acestea, iar la final vă voi arăta kitul cu agenda. Voi începe cu acest set cu 72 de carduri cu citate inspiraționale și motivaționale. Sunt foarte multe, 72, consider eu că sunt foarte multe. A costat undeva pe la 4 euro și ceva, 4,74 euro. Voi pune prețul pe ecran și arată foarte bine. Următorul set de cartoane cu citate este acesta, are 52 de bucăți cu mărimi diferite și vedeți, citatele sunt foarte motivaționale și abia aștept să-mi decorez agenda. Pentru cartoanele care vi le-am arătat, mi-am luat acest set cu 12 folii cu diferite mărimi de buzunare create în aceste folii, iar aceste folii se pun în agendă și vor arăta foarte bine. Vă voi arăta imediat cum arată și în agendă. Mi-am luat și un set de stickere. Toate aceste produse sunt de la Me and My Big Ideas, pentru că am vrut să se potrivească agendei. Acest set conține 5 folii cu diferite stickere de diferite mărimi. După cum vedeți, arată foarte, foarte bine. Am luat și un set de 24 de cartoane deja tăiate, tăiate pentru a le băga în agendă, au deja găurile, doar le aplici și creezi tema pe care ți-o propui în săptămâna respectivă. Arată foarte bine, la fel cu citate. Am luat și un set din acesta, are 8 separatoare, arată foarte bine, aici poți aplica lunile. Și sunt cu auriu, pentru că mi-am dorit foarte mult să am o temă aurie. Am ales să cumpăr acest set de 4 coperți pentru agenda, pentru că îmi pot schimba după bunul plac coperta.
atât pe față cât și pe spate. Acest set este unul foarte interesant, este deja perforat, este cu auriu, cu inimioare, arată foarte bine. Am avut de ales între două seturi și l-am ales pe acesta pentru că mi s-a părut mult mai interesant. Mi-am cumpărat un carton care este deja perforat, este împărțit în câteva secțiuni. Eu doar îl voi tăia și îl voi băga în acea folie pe care v-am arătat-o. După cum vedeți, arată foarte bine cu inimioare, cu acest aparat de filmat și cu acest ananas. Just Be Cool, arată extraordinar de bine. Mi-am cumpărat un carton cu tema Crăciun, care arată foarte bine, abia aștept să-mi decorez agenda pentru Crăciun, cu siguranță va arăta foarte bine. De asemenea, aceste cartoane vin în acele folii. Iar ultimul produs din această cutie este setul, kitul cu agenda. Kitul cu agenda vine într-o cutie foarte drăguță cu buline, are capacul transparent, pe capac arată ceea ce conține acest kit. Această agenda este pentru 12 luni, are coperțile laminate, este foarte, foarte interesantă. Am 4 folii cu stickere, cu diferite stickere, mai micuțe, mai mari, note to self, birthday, let's do this. Apoi am cu lunile, cu zilele săptămânii și iarăși câteva stickere. Toate sunt foarte interesante. Pe agenda am lipite 3 semne de carte, foarte drăguțe și acestea, cu right now, cu dungi și cu flori. Iar aici mai am 5 modele de post-ituri și acestea sunt foarte drăguțe. Iar aici am agenda, care este cu dungi albe și negre. Și pe spate la fel și scrie Create 365 The Happy Planner. Și mai jos Me and My Big Ideas. Agenda se numește These are the best day of our lives, cu o inimioară roz și, bineînțeles, discurile sunt roz. Și dacă vă uitați mai atent, aceste discuri pe mijloc au inimioară, se potrivește cu inimioara de pe copertă. Pe prima pagină scrie Hello, This Happy Planner belongs to, iar aici îmi voi trece eu numele, și Plan a Happy Life. Tema acestei agende este una foarte drăguță. Am această foaie la început pe care scrie Dreams are for chasing și, bineînțeles, cu marea și cu pietriș, îmi aduce aminte de acasă. Separatoarele acestei agende sunt foarte colorate, scrise cu diferite mesaje. Aici avem această porțiune pentru a lipi stickerele cu luna. Avem ianuarie, februarie, avem 12 luni. Primul separator este cu Better Days Are Coming, They Are Called Saturday and Sunday. Iar de aici încep săptămânile. După cum vedeți, sunt foarte mari pătrățele. Începe cu Sunday și se termină cu Saturday. Într-o parte avem și notițe. Iar aici, la fel, avem săptămâna. Începe cu luni și se termină cu duminică. Și este împărțit pe 3 categorii, dimineață, la prânz și seara. La începutul fiecărei luni avem o foaie cu aceleași date, cu date importante, cu nu uita, cu zile de naștere, notițe, iar acest separator este cu acest câmp cu flori galbene pe care scrie There are so many beautiful reasons to be happy.
fiecare lună are o culoare reprezentativă. Aceasta este cu albastru, pe care scrie Follow Your Heart. Următoarea este cu roz, Just Be Happy. Apoi este cu turcoaz, This Is My Day. Următorul separator este cu Do What You Love and Love What You Do. Următorul este Today is the Brand New Day. Grateful. Următorul este cu turcoaz, Don't let yesterday take up too much of today. Stay golden. Acesta este foarte frumos scris cu right now, grateful, so beautiful. Iar următorul este acesta, Wild at Heart. Iar aici am un carton cu un buzunar pe care scrie Wild, Beautiful and Free. Iar aici este coperta. Coperta se scoate așa, iar aceste discuri se scot foarte ușor, doar tragi de ele și ies. Pot fi cumpărate diferite discuri, mai mici, mai mari. Haideți să vă arăt aceste coperți pe care le-am cumpărat separat. Cu prima arată așa, cea de-a doua, cea de-a treia și ultima. Apoi separatoarele acestea pe care le pot pune cu celelalte sau pot schimba întreaga temă. Acesta este primul separator, acesta este al doilea, cel de-al treilea, al patrulea, al cincelea, al șaselea, al șaptelea și al optelea. Aceste carduri foliile care țin acele cartoane, după cum vedeți, au diferite mărimi. Iar aici băgăm cartonul care se bagă pe sus sau poate fi orice fotografie sau poate fi un citat, un mesaj, orice. Pot fi puse pe ambele părți și arată foarte bine. Agrafele de hârtie sunt magnetice și dau foarte bine. Și da, aceasta este agenda.
Aceasta este noua mea agendă și produsele pe care le-am achiziționat pentru agendă. În curând voi veni cu noi tutoriale cu și despre agendă. Aștept, bineînțeles, părerile voastre în comentarii, iar noi ne revedem sâmbăta viitoare cu un nou videoclip. La revedere!